Bună, dragilor, și bine ați venit la canalul meu. Eu sunt Victoria și astăzi vă invit să-ți contăm o altă minunată căciulă cu model spirală. Acest model l-am lucrat cu câțiva ani în urmă și am zis hai să încerc să lucrez cu un fir mai gros din lână șuviță. Lână șuviță o am de la Nicoleta Dena. Are numele acum de culori vesele. La fel, veți avea nevoie de andrele. Am lucrat cu andrele numărul 5 de la Oti Tricotescu. Veți avea nevoie de un ac cu care vom coase ochiuri la sfârșit și cu care vom ascunde firele. Veți avea nevoie și de o croșetă cu care vom lucra un lănțișor pentru a monta ochiurile și andrele pentru șosete, care vom încheia lucru. Deoarece lucru vom lucra, vom încheia în cerc circular. Această căciulă nu se lucrează orizontal, ci vertical. Și datorită faptului că aici vom lucra tot timpul pe fața lucrului, două ochiuri la un loc, aceste ochiuri se strâng și se înclină lucru. Și pentru a rămâne la același număr de ochiuri, aici vom scădea ochiurile și la sfârșit vom înmulți. Este aproape la fel ca și cealaltă căciulă spirală care am mai lucrat-o în trecut. Așa, această căciulă este lucrată pentru un copil de 2 ani. Are înălțimea de 17-18 cm. Cel mai sigur este de 18 cm. Stați așa să aranjez. 18 și puțin. 18 cm. Circumferință. Este 44-46 de ochiuri. Da. Iar voi veți putea lucra atât pentru copii cât și pentru adulți dacă veți calcula numărul necesar de ochiuri. Haideți acum să vedem cum calculăm noi numărul necesar de ochiuri. Noi vom monta ochiurile în înălțimea căciulei, în lungime, da? Iar apoi vom lucra până vom ajunge la circumferința dorită. Deci, cum calculăm noi numărul necesar de ochiuri? Lucrând cu andrele numărul 5, da? Andrele numărul 5, eu am în 10 cm 13 ochiuri. Într-un centimetru voi avea 1,3 ochiuri. Așa, știind că înălțimea căciulii mele va trebui să fie în jur de 16 cm, da? 16 cm am lucrat căciula, după care am mai lucrat scădere și s-a mai adăugat câțiva centimetri. Deci, înălțimea căciulii mele este de 16 cm. La cealaltă căciulă v-am spus, înălțimea căciulii, faceți un pătrat de 16 cm, măsurați diagonala și știți câți centimetri ar trebui să fie după montarea ochiurilor. Însă, aici avem bata care nu este înclinată. Da? Bata este de 3,5 cm și am măsurat-o și am 6 ochiuri. 3,5 este bata, da? Deci 16 cm minus 3,5 și îmi rămâne 12,5. Deci fac un pătrat de 12,5 măsor diagonala, da, și diagonala mea este de 17 cm. Având în vedere cu ochii de margine, rămâne fără el atunci când culegem ochiul. Deci, practic,
nu îl punem în calcul. Și aceste două ochiuri care se iau la un loc tot, mai strângitici, mai scădem o jumătate de centimetru. Rămânem cu 16,5. 16,5. Da, înmulțim la numărul de ochiuri într-un centimetru. Aici 16,5 sunt centimetri, da? 1,3 și rezultă 21, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Deci vom monta 21 de ochiuri după bat, plus cele 6 ochiuri, v-am spus la bată, 6 ochiuri este 3,5 cm. Aici am 6 ochiuri, 3,5 în înălțime. Da? Avem, montăm 21 de ochiuri pentru că nu măsurăm așa înălțimea, ci așa. Și avem mai multe ochiuri, mai mulți centimetri decât am măsurat noi vertical. Așa. Deci, 21 pentru această latură plus 6 egal cu 27 de ochiuri care le voi monta eu. Așa, cu ajutorul unui croșet și cu ajutorul unui fir de altă culoare, voi lucra un lănțișor cu numărul necesar de ochiuri. În cazul meu, de 27 de ochiuri. Uite așa, ochiurile le fac mai mărișoare. Așa, lănțișorul este lucrat, ultimul ochi. Îl trecem prin această buclă și strângem. Acum, vom culege ochiurile, nu de pe față, ci de pe dosul lucrului. Vedeți aceste ochiuri, cum ochiile astea, ca niște ochiuri pe dos, da? Aici ochiurile pe față, partea asta pe dos. De aici vom introduce andreaua. Le voi țin pe ambele. Și voi culege ochiurile. 27 la număr. Dacă vă este mai ușor, puteți să faceți procedura asta cu croșeta. Ridicați ochiurile. Uite așa. Așa, am cules cele 27 de ochiuri. Acum suntem cu lucruri pe față. Întoarcem lucruri pe dos. Acesta este dosul lucru. Și lucrăm un rând pe față cu toate ochiurile. Toate ochiurile până la capul rândului. Primul rând este important să știm care este dos, care este față. Așa. Întoarcem acum lucrul pe față. Deci bata căciulii va fi de 6 ochiuri. Cele 6 ochiuri tot timpul se vor lucra pe față, adică în punct leneș. Atât pe fața lucrului, cât și pe dosul lucrului. Deci 6 ochiuri tot timpul se vor lucra pe față. Pe fața lucrului vor fi 6 ochiuri la începutul lucrului, iar pe dos vor fi cele 6 ochiuri de la capătul andrelei. Deci avem 2, 4, 5, 6. Și după cele 6 ochiuri, pe fața lucrului, tot timpul vom avea 2 ochiuri la un loc.
Aceasta este linia unde aceste două laturi se îmbină și de aici lucrul va deveni înclinat. Restul ochiurilor le lucrăm pe față până la penultimul ochi. Până la penultimul ochi și vă arăt imediat cum creștem. Deci ochiul scăzut îl vom adăuga la sfârșitul rândului. Dar deoarece eu nu vreau ca marginea rândului să iasă cam ciudată, vreau ca ochiul să le pot culege ușor, deci voi mulți tot timpul în penultimul ochi și voi lucra ochiul pe față, apoi din spatele lucrului voi mai lucra odată. Astfel eu am adăugat încă un ochi. Ochii de margine se lucrează simplu pe față. Întoarcem lucrul pe dos. Acum lucrăm ochiurile pe dos până la ultimele 6 ochiuri care v-am spus se lucrează tot timpul pe față. Adică avem 21 de ochiuri pe dos și 6 ochiuri vor fi pe față. Asta în cazul în care veți lucra cu mine aceeași dimensiune cu același fir. Da? Avem 2, 4, 6, 7, 6 ochiuri pe față. Ca să nu mai numărăm de fiecare dată acele 6 ochiuri, vom pune un marcator și de fiecare dată vom ști când ajungem la marcator se lucrează ochiurile pe față. Imediat am improvizat un marcator dintr-un fir de altă culoare. Lucrăm cele 6 ochiuri. 2, 3, 4, 5, 6 și punem marcatorul. Acum v-am spus, pe cele 6 ochiuri bata căciulii, tot timpul pe fața lucrului vom lua două ochiuri la un loc, spre stânga. Restul ochiurilor se lucrează pe față. Asta ar fi al treilea rând, nu? Am avut un rând pe dos, pe față. Acum și numărăm. Al câtelea rând este? Și nu uităm, penultimul ochi îl lucrăm de două ori. Fie că îl lucrăm așa și îl mulțim deasupra sau, cum a fost prima dată lucrat răsucit și îl lucrăm de desubt. Deci, oricum, noi lucrăm acest ochi de două ori. Întoarcem lucrul pe dos și iarăși lucrăm un rând pe dos până la cele 6 ochiuri, până la marcator. Deci am rămas la cele 6 ochiuri și iarăși lucrăm ochiurile pe față. Întoarcem lucrul pe față și urmează iarăși un rând pe față. Nu uităm de scăderea de două ochiuri după marcator. Luăm două ochiuri la un loc și ultimul, penultimul ochi îl lucrăm de două ori. Și să știți, când ajungem în cap rândul, asta ar fi o repetare de model, adică o linie. După care urmează să repetăm iarăși la început cum am lucrat noi. Deci, ultimul ochi îl lucrăm de două ori, ochii de margine se lucrează și asta este o repetare de model. Întoarcem lucrul pe dos și ca și primul rând am fost
un rând pe față. Este un model foarte ușor, numai să nu uitați descădești de mulțiri ca să aveți această parte înclinată. Deci dacă veți lucra o scădere și mulțirea nu veți efectua, atunci veți avea mai puține ochiuri la un moment dat și căciula va ieși asimetric. Iarăși primul ochi îl luăm nelucrat și lucrăm în continuare 6 ochiuri, adică primul ochi nelucrat, 5 ochiuri pe față, marcatorul schimbăm, nu uitam să luăm 2 ochiuri la un loc și după ochiurile lucrate pe dos va trebui să schimbăm ochiurile ca aceste ochiuri să se suprapună, da? Și restul ochiurilor le lucrăm pe față până la penultimul ochi, unde iarăși efectuăm înmulțire. Astfel vom lucra câte repetări de model avem nevoie. Dacă este căciula mai mare, veți avea și mai multe ochiuri și mai multe repetări de model. Deci, repetat de model este lucrată din 6 rânduri. Acesta este primul rând care l-am lucrat, apoi 1, 2, 3, 4, 5, da? A șaselea rând iarăși îl lucrăm pe dosul locului. Urmărim la fel și aceste linii lucrate pe față, da? Avem odată lucrat linia din capătul rândului până în celălalt capăt, da? Tot rândul. Apoi două rânduri sunt lucrate doar până la bată, doar cele 6 ochiuri. Apoi iarăși urmează un rând din capăt în capătul rândului. Deci 2, 4, 6 pentru repetare de model. Iarăși urmează. Avem 2, urmat 4, 6. Da? Astfel lucrăm. Deja se vede cu ochii liber. Lucrul meu începe să se încline. Da? Aici noi lucrăm scăderea, tot timpul se va înclina. Iar aici vom înmulți, astfel vom rămâne cu același număr de ochi până la sfârșitul, până la lungimea dorită. Așa, eu am lucrat deja 12 repetări model întregi și unul nu l-am lucrat cu 6 rânduri, deoarece al 6-lea rând va fi cusut de cealaltă parte. Hai să vedem cam câți centimetri am eu. Cam așa va arăta căciula mea după coasere. Și cam câți centimetri am eu? Am 22 de centimetri. Da? Asta înainte de spălare. După spălare s-ar putea să cedez puțin și chiar să am 23 de centimetri. Așa, înălțime am 16. După ce vom încheia lucrul, se va mai lungi puțin. Acum, va trebui să scoatem acest fir de altă culoare și să culegem ochiurile. Vom scoate pur și simplu. Vom desface firul. Și culegem ochiurile. Poftim.
Așa, gata, am cules ochiurile de cealaltă latură. Acum am tăiat firul, am lăsat cam de 4 ori mai lung firul decât înălțimea căciulii. Sper să-mi ajungă. Acum, cu ajutorul unui ac, vom coase cu cusătura invizibilă ochiurile. Ochi cu ochi, da? Prima dată vom introduce acul în primul ochi și apoi urmează celălalt ochi. Și de aici vom introduce prima dată de sus în jos, așa ca să întorc ochiul să fie pe față. Și de jos în sus următorul ochi. Eu v-am mai arătat cum lucrăm noi cu cusătura invizibilă. De jos în sus. De sus în jos, de jos în sus. Da? Din exterior către interior, din interior către exterior. Ochiul nu le strângem prea tare. Strângem la fel să fie cam dimensiunea celorlalți de ochiuri. Da? Dacă nu vă descurcați cu această cusătură, pur și simplu întoarceți lucrul pe dos și coaseți marginea cum vă este mai ușor. Chiar dacă este migaloasă, mie îmi place foarte mult această metodă și sunt foarte mulțumită de rezultat. Ia uitați! Și să știți că în fiecare ochi vom introduce acul de 2 ori, adică o dată îl vom introduce de jos în sus, din interior spre exterior, iar a doua oară deja îl introducem din exterior către interior, uite așa. Și luăm câte 2 ochiuri perechi. Iarăși. Din exterior în interior și tot așa. Astfel vom coase până la capul rândului. Așa, mi-a ajuns firul perfect, deci de 4 ori. De 3 ori ar fi suficient, însă să nu rămâniți cu firul la limită. Acum voi ascunde acest capăt puțin. Iar la sfârșitul lucrului, zic că voi mi-e trece odată. Acum vom culege ochiurile de pe margine. De asta v-am spus, nu înmulțim ochiurile pe ochii de margine, ci deoarece vom avea nevoie să culegem ochiurile. Culegem ochiurile imediat. Așa, vom culege ochiurile din ochiurile de margine. Uite așa. Introducând Andreea prin ochiul de margine, pur și simplu ridicăm toate ochiurile. Care le avem. Așa am ridicat toate ochiurile, lucrăm un rând pe față, după care începem scăderile. Scăderile vom lucra ca și la celelalte căciuli cu fier din lănășoviță. Dacă ați urmărit celelalte tutoriale, atunci știți deja cum voi proceda.
voi scădea o dată la două rânduri. O scădere la 4 ochiuri la început, apoi o scădere la 3 ochiuri și tot așa până vom rămâne fără ochiuri. După acest rând voi lucra cu andrelele pentru șosete, deoarece vom reduce numărul de ochiuri și va fi imposibil să mai lucrăm cu aceste andrele. Dacă aveți andrele cules scurt, atunci puteți să mai lucrați în rând 2. Cules lungă, pardon. Veți scoate bucla cu bucla din lesă. Însă eu nu pot. Hai să termin eu rând. Așa, nu vă voi arata fiecare rând, deoarece e de la sine înțeles. Primul rând, voi lucra 2 ochiuri la un loc, 3 ochiuri pe față. Iarăși 2 ochiuri la un loc, 3 ochiuri pe față. A doilea rând este lucrat pe față, fără scăderi. Da? Al treilea rând vom lucra 2 ochiuri la un loc, 2 ochiuri pe față. Iarăși un rând fără scăderi. Apoi va urma un rând, un ochi pe față. Două ochiuri la un loc, un ochi pe față. Și după care, ultimul rând, vom lucra toate ochiurile la un loc, câte două ochiuri la un loc și restul ochiurilor le vom lua pur și simplu cu ajutorul unui ac, le vom trage cu un fier și le vom lega. Eu am rămas cu 12 ochiuri. Acum cu ajutorul acului voi culege aceste ochiuri. Trec fierul prin ele. Strângem bine. Introducem acul în dosul lucrului și trecem acul dus întors de câteva ori prin aceste ochiuri de margini. Noi nu sunt de margini, dar ultimele ochiuri. Așa. Acum, haideți să coasem și firul cu care am început. Așa. Acum urmărim firul și pur și simplu îl introducem prin aceste ochiuri. Uite așa. Abia după spălare voi tăia firul. Cam așa arată căciula noastră. Aici este încheietura. Da? Arată destul de bine și această parte. Urmează să o spăl, să o aranjez. Hai să vedem câți centimetri până la urmă. Avem 22 23, adică un 44-46 cm în lungime, de fapt în înălțime. Avem 18 cm. Dimensiunea dorită a fost de 16 cm, dar v-am spus că acela nu vreau să fie fix pe cap, să fie prea strânsă. Arată foarte bine. Deci, eu vă mulțumesc că mă urmăriți. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, un comentariu, nu uitați să distribuiți acest tutorial dacă doriți să mă ajutați. Iar până la următorul meu tutorial, vă urez mult spor și v-am pupat!